Voleibalistele de la CSM Târgoviște încheie vineri meciurile de pe teren propriu în 2013 în campionatul primei ligi. Fetele antrenate de Alexandru Iuha se evoluează pe parchetul polivalentei contra vecinelor de clasament de la SCM Craiova. Înainte acestei etape, a 10-a sezonului, Craiova este pe locul 5, iar nou promovata din Târgoviște pe poziția 6-a. CSM va încheia anul cu două meciuri susținute în deplasare. Săptămâna viitoare, sâmbătă, avem la Iași și sperăm să mai avem încă o etapă, prima etapă din retur să joacă acum. Este programat pe 14 decembrie, dar noi încercăm să jucăm la Bacău imediat după meciul cu Iași. Până la jocurile din Moldova, cu Penicilina Iași și Știința Bacău, Municipal vrea să împingă SCM Craiova. Partida este programată vineri de la ora 17 la Polivalentă, iar intrarea spectatorilor este liberă.